Suntem încă o generație care nu vom schimba lumea. O să dau cuvântul celor care încearcă totuși să păstreze această limită ordinii într-o dezordine ce pare a se apropia de haos. Și teoria haosului ne spune că putem să găsim forme perfecte de organizare chiar și acolo unde de balansarea vis-a-vis de normalitatea pe care noi o întrevedem poate să fie maximă. Și o să le rog pe... Nu o să iau individual, ci o să știu că există o echipă la ASF, o echipă mare, și atunci îmi permit să vă las pe dumneavoastră să spuneți poziția fără ca eu să spun cine ce și cum. Mulțumesc! Bună dimineața tuturor și mulțumim pentru invitație. Trebuie să vă spunem că noi am aflat de acest eveniment aseară. Ca atare, m-am bucurat foarte mult să constat că unul din subiectele de pe ordinea de zi nu are legătură cu RCA-ul. Adică mi s-a părut provocator că există și altceva în afară de RCA. Din păcate, da, piața de asigurări în ultimii ani a fost dominată de probleme în această zonă. Considerăm că în momentul acesta, după falimentul celor doi mari jucători care dețineau o cotă foarte mare de piață pe zona de RCA, piața s-a rebalansat. Putem vorbi de o piață care se află într-un moment zero, iar acum, da, depinde de toate părțile implicate să putem să creionăm o altă piață de asigurări. Până la urmă, asigurările nu înseamnă doar RCA. Sunt atâtea alte produse de care au nevoie consumatorii. Și aici ce aș vrea să spun este că m-am uitat un pic și pe ordonanța de urgență care prevede introducerea garanțiilor, polițelor de asigurare de garanție pentru organizatorii de jocuri de noroc. Și consider că aceasta este o oportunitate, este una din oportunitățile care există în piață în momentul acesta. Altceva decât produsul pe care tot îl discutăm. Despre RCA nu aș vrea să intru foarte mult în discuții. Știu că sunt modificări făcute. Da, este un proiect RCA. Nu aș avea ce să punctez mai mult în afară de acest lucru. Ca și obiective, cred că este important de știut care sunt obiectivele ASF-ului în 2024, pe ce ne focusăm. Și aici ASF-ul își propune ca în perioada următoare să aibă în vedere asigurarea stabilității financiare și o funcționare sănătoasă a pieței de asigurări, o îmbunătățire a supravegherii, și când vorbim de acest lucru nu ne referim doar la societățile de asigurări, ne referim și la intermediarii de asigurări și, bineînțeles, o creștere, o consolidare a protecției consumatorilor în această zonă. Toate acestea, da, se vor face în tandem cu alți factori tematici, cum care vin poate unii din afară, digitalizare, inovație și tranziția verde și așa mai departe. Ca să punctăm un pic unde este piața în momentul acesta. Deci piața de asigurări în momentul acesta are 25 de societăți de asigurare. Mult puțin, nu sunt foarte mulți, nu sunt nici puțini. Dar dintre aceștia, 13 sunt asigurări, fac asigurări generale, 16 au activitate, 6 au activitate compozită și 6 sunt pe emit doar asigurări de viață. Concentrarea pieței este una din vulnerabilitățile pe care le avem în vedere, pentru că chiar dacă gradul de concentrare pe zona RCA nu mai este cum e, ca acum un an, doi, când cei doi jucători aveau undeva la 70% din piață, peste 70% din piață, acum vorbim de o concentrare undeva la 54%
pentru trei deținută, deci cota de piață deținută de trei societăți. Dar, într-adevăr, încă este concentrare și ne dorim ca în perioada următoare să avem cât mai mulți jucători în piață. Ce să vă spun de intermediar, pentru că l-avem și pe domnul Duță prezent la eveniment. Intermediarii joacă un rol important în distribuția produselor de asigurare. La nivelul pieței sunt, la 30 septembrie, figurau 259 de companii de brokeraj active. Ce aș puncta pe partea aceasta de intermediari, numărul, niciun intermediar nu deține mai mult de 10% cotă de piață. Dacă ne referim, deci există dispersie, dacă ne referim la top 10 jucători, dețin undeva la 50% cotă de piață, top 100, 95% cotă de piață. Gradul de distribuție al produselor de asigurare prin intermediul companiilor de brokeraj este undeva la 67%, pe partea de asigurări generale mai mult, 78%, pe partea de asigurări de viață undeva la 13%. Ce am constatat în ultima perioadă, într-adevăr, am constatat o creștere a subscrierilor pentru companiile care activează în baza dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii. De aceea și gradul de distribuție la distribuitori s-a redus un pic, calculat, raportul fiind făcut pentru societățile care activează în România. Dar pe partea de intermediere pentru societăți fost foie, primele distribuite prin intermediul companiilor de brokeraj a crescut cu 58%. Revenind la subiectul întâlnirii, piața asigurărilor de garanții. Primele subscrise pe partea de către societățile de asigurare din România la 30 septembrie au fost 195 de milioane de lei, în creștere cu 2%, dar este de menționat faptul că pe partea de intermediere, primele intermediate de companiile de brokeraj au crescut cu 22%. Fapt care se explică, așa cum am menționat puțin mai devreme, crește foarte mult intermedierea pentru produse ale societăților fosfoie. Ce să vă mai spun ca să nu vă plictisesc? Vă pot pune eu o întrebare la care nu mă aștept să-mi răspundeți, pentru că sigur nu aveți mandat, dar tot vorbiți de gradul de concentrare, de parcă monopolul ar fi o problemă pe piața asigurărilor, unde prețul e o chestiune de natură reglementată. Deci concentrarea în mod inerent nu poate fi decât o problemă de ușurare a muncii și responsabilității ASF-ului, pentru că dispersia riscului se produce prin reasigurare, nu prin creșterea numărului de participanți în piață. Dar ca să limităm riscurile, capacitatea dumneavoastră pentru a urmări intermediarii care de fapt parazitează piața, și sunt, pot fi mulți aici, societățile de brokeraj care încheie post factum prin, să spunem, poliță de asigurări. Cum credeți că va putea fi reglementat astfel încât pe piață să nu mai apară acest efect de histerezis, în care brokerii care nu-și fac treaba să nu mai apară în piață și nu le-a apărat la nivel de societate, ci ca lucrători în brokeraj. Da. Fiind una dintre problemele, pierderile calculate pentru piața din România, așa cum le-am văzut eu calculate la un moment dat, sunt între 5 și 7% datorită pe piața RCA-ului datorită intermedierilor defectuoase efectuate de către brokeraj. Și aici cred că da, puteți răspunde. Mulțumesc. Pe partea de supraveghere a intermediarilor, da, s-a discutat, am discutat intern, după cum știți, există o nouă conducere, cu siguranță se vor schimba anumite strategii. Ceea ce vă pot într-adevăr spune este că supravegherea intermediarilor se va face mult mai atent.
Pentru că și aici, da, intermediarii nu au, ca în cazul companiilor, ca în cazul societăților de asigurare, riscul, adică nu prea au riscul, dar dețin și ele totuși un risc, un risc de conduită. În principal, un risc de conduită, un risc operațional, un risc de conduită care ține modul în care activează pe piață în relația cu clientul. Deci asta vă pot confirma, că ne vom uita mult mai atent pe zona de supraveghere a intermediarilor. Gândiți-vă că sunt foarte mulți, adică în momentul de față 259 de companii, nu vă spun câți oameni sunt în departamentul de supraveghere intermediari, că efectiv nu... Poate vă ajută Parlamentul prin legiferarea ideii de licențiere în brokeraj. Un cuvânt destul de greu pe care l-ați pronunțat, că intermediarii parastează piața atâta vreme cât în toată Europa gradul de distribuție a produselor de asigurare este concentrat în proporție de peste 70% prin distribuitori. Distribuția de asigurări în România este cel mai reglementat domeniu, pentru că să poți lucra în asigurări, trebuie să faci școală, trebuie să dai examene, trebuie să-ți verifici cunoștințele, să le actualizezi în fiecare an, trebuie să dai examen din 2 în 2 ani. Faptul că gradul de distribuție în România este atât de dezvoltat, este acela, sau este pentru că prin apelând la un distribuitor ai acces la o paletă largă de produse, îți poate oferi comparație. Cifrele pe care le spuneți dumneavoastră că este intermediere defectuoasă, nu știu, mă rog, poate aveți dumneavoastră statistici, dar o astfel de statistică eu nu știu să existe în piață, mai ales dacă noi uităm că pe petițiile înregistrate la ASF pe distribuitori, sau care au ca subiect distribuitori, sunt aproape inexistente. Și atunci nu știu de unde această cifră de, 4-5% de intermediere defectuoasă. Nu-mi dau seama. E pe tot lanțul. Era un studiu care revelă, iar termenul de parazitare este o chestiune de tip standard, ca exprimare de tip tehnic. Da, dar este un cuvânt foarte puternic și... Atunci nu putem să schimbăm dicționarul. Nu era o chestiune peiorativă. Eu mă refeream pe tot lanțul de distribuție care merge până la chitare, cu service, cu tot comportamentul. Da, bine, vedeți dumneavoastră că distribuitorii în partea de era tot lanțul. Da. Deci lanțul distribuitorilor la... se oprește la un moment dat. El nu poate interveni în relația comercială între asigurător și unitatea reparatoare. Nu are nicio abilitate, acolo nu are competență. Și atunci nu poate fi pus în cârca, cu ghilimelele, de rigoare a distribuției, niște probleme care nu țin de noi, care noi nu avem competență acolo. Noi avem legătură doar cu clientul și încă o dată, nu știu să existe la nivel de ASF, de cel puțin 4-5 ani, reclamații care să aibă ca obiect distribuitorii de asigurări. Prin urmare, aceștia își fac treaba și eu cred că este un plus pentru piața din România. Haideți să mergem puțin mai departe. A spus doamna Vlădescu că a crescut gradul de distribuție pentru societăți care vin de afară. Asta ce înseamnă? Soluții mult mai multe puse la îndemâna clienților. Dacă nu am reușit să găsim soluții în piața noastră, am găsit soluții pentru clienții în afară. Prin urmare, faptul că distribuitorul are un rol important în piață este în beneficiu clientului, pentru că este un accelerator de concurență. Putem pune în concurență multe produse și multe companii de asigurări. Așa că eu zic că e un rol mult mai benefic decât să spunem că ar avea, eu știu, un rol oarecum în această economie. Prin urmare, gradul mare de distribuție, asta înseamnă încrederea clienților. Problemele care apar nu apar din funcționarea inerentă a sistemului de asigurări, ci trebuie să ne uităm și la capete unde pot apărea comportamente oportuniste care... Per total e greu să le identifici. Acele comportamente oportuniste, dacă au existat, sunt de competența colegilor noștri care, dacă a apărut vreodată și a apărut ceva acum, dar a fost sancționat drastic de la început. Ridicarea licenței. Dar nu a fost cazul până la acest moment. Pentru că nu au fost reclamații care să aibă ca obiect distribuția de asigurări. Și ele vin în capătul celălalt, acolo unde distribuția se oprește pe asigurare.
Acelea sunt competențele pe care le avem, că noi lucrăm în baza unui mandat, mandat de client. Deci că putem merge, vedeți, rolul distribuției se vede și în partea de daune atunci când vorbim de daune mari, când vorbim de eu personal am participat alături de clienții mei la daune de milioane de euro, dar acolo am un rol determinat. Dacă ajungem în partea de asigurări obligatorii sau în partea, acolo rolul meu se oprește că este vorba de terțul păgubit, nu despre clientul pe care îl reprezint. A, că îl ajut sau că sunt lângă el în situația în care, eu știu, oare trebuie să-și facă toate hârtile premergătoare, dar în partea efectiv de instrumentarea dosarului de daună, competența noastră se oprește pentru că este vorba de o terță persoană. Deci e vorba de comportamente pe alte piețe. Da, dar cum putem noi să-l influențăm? N-avem cum. Avem, putem să influențăm aceste aspecte atât timp cât vorbim de relația de mandat pe care o avem noi cu clientul nostru. Și aici ne facem treaba și ne-am făcut treaba de fiecare dată bine. Și este pe subiectul asigurarea, cel puțin pe partea de garanții pentru jocurile de noroc, unde probabil că tot la noi va ajunge toată această... Pentru că trebuie să ne străduim să găsim soluții. Dacă nu reușim în piața noastră să încercăm să găsim soluții în afară, în măsura în care există. Pentru că mai avem o asigurare, dacă ne gândim puțin la reeșalonarea datoriilor la fisc. Poți să reeșalonezi datoriile la fisc dacă vii cu o contragaranție, care ea poate să fie fie o scrisoare de garanție bancară, fie un cash colateral, eu știu, în favoarea, fie o poliță de asigurare. Uite, vedeți, acea poliță de asigurare în piața noastră nu prea o găsim. Au fost niște soluții oferite de IFN-uri, dar și în partea de IFN-uri BNR-ul a intervenit mai abrupt și atunci nu prea am o soluție. Și nu prea am găsit soluții nici pe afară, să știți. Nici pe afară. Și va fi o provocare pentru toată piața să încerce să găsească soluție pentru... Se deschide o piață. Dar vedeți că acea piață, ea să poată să funcționeze, trebuie așezate pe niște matrici actuariale. Mă rog, e vorba de mult calcul în spate. Dacă acei oameni nu găsesc la rândul lor să-ți găsească, să meargă în reasigurare, că vorbim de sume mari, pentru că riscul să ții acest risc doar în România e destul de complicat, va fi o provocare destul de importantă și grea pentru noi să încercăm să găsim, că cu siguranță tot la noi o să ajungă, găsiți-mi soluție. O să avem mult de tras pe găsirea acestui tip de produs. Pentru că este o garanție pură și noțiunea de asigurare e puțin, trebuie să... De fapt, el ce înseamnă în termeni tehnici, lipsa disponibilităților temporare din cont care nu ți-a permis și atunci plătește cineva în locul tău și în momentul când s-au completat, vii și restituie. Este doar o acoperire unei lipse temporare. E o garanție de plată, nu este o garanție contractuală. Nu e o garanție contractuală care să presupună un risc măsurabil. Dar va fi greu, dar e un subiect provocator. Și bănuiesc că imposibil pentru următorii 2-3 ani, având în vedere riscurile... Nu m-aș duce chiar atât de mult departe. Riscurile mondiale de tip sistemic, la asta mă gândeam eu, pentru că probabil piața internațională va amâna până problemele de tip structural geopolitic se vor rezolva. Da, vedeți că geopoliticul și-a pus amprenta foarte mult pe sistemul mondial de asigurări. Catastrofele naturale, să ne uităm, că au fost și... Colegii medical. Din asigurări simt deja creșterea costului riscului pe partea de reasigurare și o oarecum contractare pe ne uităm la transportul maritim care a intrat să obții o poliță de asigurare pe partea aceea de lume, e greu. Nu ai asigurare, nu poți circula.